salutare și bine ați revenit pe canal. Se dă următoarea problemă, că m-au tot întrebat o grămadă într-o perioadă de timp foarte mică. Sunt posesor de armă de foc, deci ai armă de foc și trebuie să pleci din țară o perioadă de timp mai lungă. Ce te obligă legea în cazul ăsta? Trebuie să duci arma la armurier? Trebuie să duci arma la poliție? E ok să o ții acasă? Ce prevede legea în sensul ăsta? În primul și în primul rând, poate o să mă urâți un pic pentru chestia asta, dar dați-mi voie să vă cert, să vă fie rușine că puneți asemenea întrebări. Nu mă deranjează că mă întrebați. Dar să pui o asemenea întrebare, ea este un subiect foarte bun de discuție, dar asta demonstrează că tu, posesor legal de armă de foc, n-ai citit în lege. Pentru că dacă ai fi citit în lege, ai fi aflat că legea nu te obligă să faci nimic. Dacă vrei să duci arma la armurier, e treaba ta. Dacă vrei să o ții acasă în safe, iarăși e treaba ta. Ambele variante sunt perfect legale. Diferența între ele este că la armurier plătești chirie pentru fiecare armă, pe cât le ții acolo. Asta dacă nu te cunoști cu armurierul, dacă te cunoști și ai o combinație cu el, e partea a doua, te privește. Dar, teoretic, la armurier plătești, acasă nu plătești. Ce se întâmplă? Dacă duci arma la armurier, chiar dacă sparg hoții casa, armele sunt în siguranță. Poate că tu ai dat niște bani, foarte mulți ai cumpărat niște arme foarte scumpe. Eu știu, de colecție sau arme de vânătoare care costă o bucată, nu știu, un miliard vechi. Da? 100.000 de lei. Sau poate chiar mai bine de 100.000 de lei. Poate ți-a luat un Kalashnikov de colecție placat cu aur. Sau confecționat din aur, de 24 de carat. Logic, ăla costă ceva bănuți, mulți. Da? Dacă ții arma acasă și ți-au spart hoții casa, rămâi fără armă, mai mult ca sigur. O să îți deschidă safe-ul, dacă nu, vor pleca cu tot safe. Dacă nu, vor fi prinși. Da? Dacă ai arma la armurier, în cazul în care ți intră hoții în casă, rămâi cu armă. Bine, îți fură televizorul, ce mai găsesc pe acolo? Ravagii. Dar rămâi cu armă. Placată cu aur. Sau făcută din aur. 24 de carat. Ok? Bun. Trebuie să duci arma la poliție? Nu. Poliția nu se mai ocupă de ani buni de păstrat arme. Da? Și pur și simplu trebuie să te duci la un armurier. La o societate privată. Ce sfat? Ce vă sfătuiesc să faceți în situația asta? Dacă ai șansa să afli dinainte, să afli din timp că urmează să pleci din țară, o lună, două, trei, șase luni, un an, să dăm un exemplu. Urmează să pleci de la 1 iulie. Acum când filmez este 19 iunie. Du-te până pleci. Du-te și fă o tragere. Ia o adeverință de la poligon. De la cel mai apropiat poligon. De unde vrei tu? De la un poligon autorizat. Scoate o adeverință că ai tras. Dacă n-ai apucat să tragi de la 1 ianuarie 2023 și până în prezent, până acum, du-te până pleci și scoate o adeverință. De ce? Pentru că dacă nu vei merge la poligon, vei rata șansa, să spunem că tu pleci pentru 6 luni, asta înseamnă că te întorci în ianuarie la an. Deci, în toată perioada asta, de la 1 iulie și până pe 1 ianuarie 2024, da? Iulie 23, ianuarie 24, tu ești plecat din țară. Tu nu mai figurezi nicăieri, tu nu mai ai posibilitatea să te duci la un poligon autorizat de aici din România și să tragi și să-ți dea la o adeverință că ai tras. În lipsa acelei adeverințe pe anul respectiv, de exemplu anul ăsta, când va veni vremea prelungirii valabilității permisului, una din condițiile necesare este să aduci cel puțin o adeverință că ai tras în fiecare an din cei 5 de valabilitate a permisului de armă. Da? Pe 2023, tu dacă nu te-ai dus să tragi și ai apucat să pleci peste hotare, pa-pa! Și nu vei putea să prelungești valabilitatea permisului. Și automat va trebui să depui din nou aceleași documente pentru un nou permis. Și dacă nu mai știu, PAC se suspendă dreptul la arme, deci trebuie să duci arme la armurier până obții din nou un alt permis. E o bătaie de cap. Dacă nu te deranjează, tot e ok. Da? Mai e următoarea problemă. Tu, plecarea ta din țară coincide cu anul prelungirii valabilității permisului de armă. Ce faci în cazul ăsta? Să spunem că ție permisul îți expiră în luna septembrie și tu trebuie să pleci în iulie din țară.
și te întorci în ianuarie la an. Sau te întorci în octombrie, ție îți expiră permisul pe 15 septembrie și tu te întorci pe 30 octombrie. Da? Deci o lună jumătate mai târziu. Ce faci? Dacă se întâmplă lucrul ăsta, Doamne ferește, te alegi cu dosar penal. Da? Ți se anulează dreptul la armă și ulterior, deci după alea 10 zile în care n-ai depus armele, etc., te alegi cu dosar penal. Ți-a expirat permisul. La 10 zile după expirarea permisului, dacă nu aduci dovadă că ai depus armele la un armurier autorizat, te alegi cu dosar penal. Vrei să se întâmple lucrul ăsta? Cu siguranță nu vrei. Ce te sfătuiesc să faci în acest caz? Du-te din timp. Deci, am spus că ți expiră pe 15 septembrie, da? Calculează 6 luni în urmă, da? Deci avem august, iulie, iunie, mai, aprilie, martie. Acum suntem în iunie. Până în septembrie, ești în alea 6 luni. Du-te și fă psihologicul și medicalul și du la poliție dosarul complet pentru prelungirea valabilității permisului. Astfel încât tu să stai liniștit. Să știi că le-ai dus din timp. Și permisul tău să se prelungească automat poliția. Dacă, repet, dacă în anul plecării trebuie să prelungești și valabilitatea permisului de armă. Cu permisul de armă este mai complicat. Mai este situația în care trebuie să prelungești valabilitatea atestatului de instructor. Dacă tu ai doar atestatul de instructor și atât, nu ai arme pe tir sportiv, e ok. Ți se suspendă calitatea de instructor până prelungești valabilitatea atestatului de instructor. Nu este absolut nicio problemă. Dar dacă tu în baza atestatului de instructor cu contract cu nu știu ce, da, ai arme pe tir sportiv și ți-a expirat valabilitatea atestatului de instructor și tu ești plecat din țară, iarăși te duci în zona infracțională. De ce? Pentru că tu trebuie să depui armele alea la un armurier. Trebuie să scapi de ele. Dacă nu scapi de ele, tu vei deține armele tale fără drept. Că ție ți-a expirat dreptul. Ok? Și iarăși o dai în faptă. Recomandarea mea. Orice document referitor la arme de foc, că e permisul de armă, că e atestatul de instructor, că e atestatul de colecționar, orice altceva, permisul de vânător. Dacă urmează să expire în același an în care tu pleci câteva luni din țară, du-te și depune documentele necesare prelungirii valabilității acelui document cu mai mult timp înainte. Da? Dacă noi ne-am obișnuit să spunem, da, mă duc în ultima lună sau duc în ultimele două luni sau în ultimele două săptămâni documentele și acum te trezești că, bă, stai că eu plec cu patru luni înainte să-mi expire, ce fac? Că tu nu ești obișnuit să duci documentele necesare cu atât de mult timp înainte. Și automat se va crea un oarecare disconfort. Sfatul meu, du-te și depune documentele necesare pentru prelungirea valabilității oricărui document necesar. Fie că vorbim de permis de armă, fie că vorbim de atestat, alte documente în directă legătură cu armele. Da? Atestatul de instructor, atestat de colecționar, etc. Mai o speță. Tot așa, plecare din țară 6 luni. Te întorci, pleci pe 1 iulie și te întorci în ianuarie, la an. Îți expiră permisul de armă înainte de finele anului. Deci 28, 29, 30 decembrie. Și tu ești plecat din țară. Tu te întorci pe 2, 3 ianuarie. Ei bine, același lucru se întâmplă. Numai că tu nu vei putea să depui documentele în timp util. Pentru că valabilitatea evaluării avizul psihologic și valabilitatea examenului medical pentru permis de armă sunt de numai 6 luni. Și dacă nu meri înapoi 6 luni, în iulie ar trebui să le faci. Da? Cea mai devreme ca să fii în alea 6 luni. Dar tu fiind plecat din țară, nu vei putea să le faci. Ce se întâmplă? Îți expiră permisul de armă. Vorbim cel mai rău caz. Îți expiră permisul. Tu nu depui documentele pentru prelungirea valabilității lui. Ți se anulează dreptul la arme.
Și în termen de 10 zile de la expirarea permisului de armă, tu trebuie să te duci și să depui arme la un armurier și să duci la poliție dovadă că le-ai depus la armurier. Dacă nu, ți se deschide dosar penal. Iarăși, un lucru pe care nu-l vrei. Așadar, asta este de făcut, dragii mei, în momentul în care sunteți posesori de arme și trebuie să plecați din țară. Dacă nu te afli în situația în care, în anul plecării din țară, trebuie să renoiești valabilitatea vreunui document, nu uita de adeverința de tragere. Aia obligatoriu. Nu e obligatoriu să tragi la poligon cu arma ta. Este recomandat. Eu recomand, mulți recomandă. De ce? Păi tu dacă ai bilă de cauciuc și tragi la poligon cu glonț, în stradă tu nu vei folosi pistolul din poligon cu care ai tras. Tu vei folosi pistolul personal, arma personală. Motiv pentru care e posibil să ai probleme. Să ratezi agresor, să ratezi ținta, da? Să tragi, să ai victime colaterale din cauza balisticii proiectului din cauciuc, etc. Că tu te-ai învățat să tragi pistol la 25 de metri și zice, ai mă că e bilă de cauciuc, lasă că e aceeași chestie. Și tu tragi la 25 de metri în agresor și ai să vezi că nu l-ai nimerit și ai ratat și l-ai luat pe unul din spate. Ghiți ce se va întâmpla? Exact cum am spus, se va întocmi dosar penal pentru lovirea persoanei respective, împușcarea persoanei nevinovate, chiar dacă ai n-apăți nimic. Ai lovit-o. Se numește că ai împușcat. Bun, dragii mei, acesta a fost materialul. Nu știu cât de util îl veți găsi, chiar mi-ar plăcea să știu și sper că îl vor urmări și persoanele care mi-au adresat aceste întrebări în decursul, să zic așa, ultimului an calendaristic. Așadar, lăsați în comentarii părerea voastră, vi se pare utilă această informație, nu, alte spețe ce ați mai întâlnit, ca eu să le citesc și în funcție de posibilități să realizez materiale video în care să lămuresc problemele voastre. Doamnește, numai bine și nu uitați, respectați legea armelor și nu numai. Și nu doar civilii, ci și polițiștii. Ceau!